la un moment dat eram pe parchet urmărindu-i pe băieți cum se încălzesc, pentru că se permitea și îți dai seama, nu vedeam nimic altceva. Am simțit forfot așa în dreapta mea și când m-am întors, Michael coborâse din lojă, era cu trei prieteni și se uitau la jucători. În clipa aia, îți dai seama, am înghețat, nu știam ce să fac, ce să vorbesc, cum să-i spun, ce să fac. Am uitat, era Bogdan Stănculescu pe undeva prin sală, că avea un aparat de fotografiat, nu l-am văzut. Da. Oricum nu aveam voie să fac poze, că ni s-a spus de la început, ziariștii nu au voie să facă poze și să ceară autografe. Să stai la 2 metri de jur. Să stai așa, stăteam umăr la umăr și... Mă rog, umăr la umăr, așa. Îți dispăruseră cuvintele? Da, eram blocat, pur și simplu, și nu știam ce să fac. Și la un moment dat zic, bă, măcar să-l salut, măcar să-i spun, hai noroc, te salut din România, așa, așa. Și dregându-mi vocea așa, mă bate un băiat pe umărul stâng, știi? Și când mă întorc, era unul din mulții angajați ai NBA care se ocupau de presă. Să îndrume, să așa, să nu intre unde nu trebuie și așa mai departe. Și... mă aplec așa și îmi spune, excuse me, one question, 15,000. Am procesat repede, așa, 15,000 de dolari, o întrebare, bă, dacă îi zic, hai noroc, ce faci? M-a taxat cu 15,000. Am de dat 7,000. Îmi ia acreditarea, nu, dar mi-a acreditarea și îmi trimite factura la serviciu, da. Știi? Și asta mi-ar mai trebui să... Hai, lasă, stăm linii. Și atunci am tăcut în gură, n-am zis nimic, m-am mai uitat așa puțin lângă el și s-a cărat. A dispărut. Sănătate. Și de atunci... Nu l-am mai văzut, am avut o încercare tot așa, în 2015, când a fost ales în Hall of Fame-ul FIBA, Federației Internaționale de Basket, pentru că el este dublu medaliat al competițiilor FIBA, a câștigat un FIBA America și un Pan Am Games, da, chestii care se știu mai puțin, și cele două medalii de aur olimpice, deci a fost introdus în Hall of Fame în 2015 și ceremonia urma să fie în finala campionatului european în pauză, la Lille. Gata, am auzit că vine, zic gata, pachet direct, acolo. M-am dus acolo, am făcut rost inclusiv de bilete VIP, nu a venit. Nu că n-a venit, n-a dat niciun semn că ar trece pe acolo. O mulțumire, un mesaj cu telefonul și... Nu, nu prea le interesează să mai socializeze pentru că a făcut-o... Deși din ce am citit, iartă-mă, el e bucuros de fiecare dată când vine pe aici prin Europa că poate să-și pună o șapcă și... Sau cel puțin era pe vremea era și nu vremea. Le cunoștea așa. Da. Și surprinzător și sunt informațiile pe care le-am găsit și le-am pus în carte, a fost de multe ori în Europa. A fost de multe ori inclusiv, a fost aproape de noi. El a fost la Budapesta, puțină lume știe. În 82, FIBA a împlinit 50 de ani. Și a făcut un match între o selecționată americană și o selecționată a starurilor din Europa. Noi, care am fost membrii fondatori, n-am avut un jucător acolo, deși am fi meritat. Apropo de chestia asta, la mulți ani Costel Cernat, că astăzi este ziua celui mai mare jucător al acelei perioade. Deci n-am avut nimic. Nu n-am avut. Un băiat să treacă pe acolo. A fost frumos pentru că eram membrii fondatori. Da? Au făcut un meci la Geneva și un meci la Budapesta. Și selecționata americană pe care au adus-o, de puști, erau studenți, așa, l-a cuprins și pe băiatul. A dat un interviu într-un ziar maghiar care și acum există, NMZ Sport. Și s-a păstrat, l-am găsit, interviul ăla. Senzațional. Da. Deci el a fost aici lângă noi. Da, el a fost nu aici. Nu știam nimic atunci. După un an de zile, a mai fost și în Grecia, a fost la Salonic. Pentru a participa la un turneu amical la care a jucat cu echipa Greciei, la care evolua Galis. Și a zis, Galis a jucat foarte bine meciul, a dat vreo 30 de puncte, dacă țin minte bine. Și el a zis, nu credeam că e un jucător care, european care să marcheze atât de mult. El, Jordan spunea. Care era până în 20 de primăveri. Da. La... avea exact 20 de ani avea. Da. 20 de ani a făcut. Deci, am crezut că ăștia... Și el a fost pe lângă noi. A fost și pe la Paris și așa mai departe. Pe vremea aia își permitea să iasă pe stradă, doar cu o șapcă. Da, nu mai e cazul acum, pentru că el trăiește acum într-un turn de fildeș. Pentru că are acest brand colosal care i-a adus deja $1 miliard, are această echipă pe care a cumpărat-o cu 400 de milioane și care costă acum 2 miliarde, Charlotte Hornets, de la el de acasă. L-am văzut pe bancă. Are doi copii mici, are două fete de câțiva anișori, s-a recăsătorit și duce o viață acum retrasă departe de... Încearcă lume. De muritor, dar nu iese. Nu iese. Joacă golf, aia face în continuare. Și își trăiește, hai să spunem, a doua tinerețe, pentru că l-am văzut acum că a fost ceremonia introducerii în Hall of Fame-ul NBA a lui Kobe, Dumnezeu să-l odihnească, și el a avut
onoarea. Chiar au avut prietenia asta imensă. Foarte mare, da, au avut. Pentru că așa e simplu după ce pleacă un mare jucător să spui, a, păi toți prieteni. Nu, nu, el... și am documentat-o am văzut, foarte bine. Am văzut că ei au schimbat, au niște mesaje schimbate cu lunii, dăduse un coniac. Da, da, trimisese, da. Adică înainte când, de... Când Kobe a intrat în NBA, a încercat așa să se apropie de Mike. Era foarte greu, pentru că el a fost un tip foarte rece cu, cu inclusiv cu coechipierii. Adică pentru a intra în cercul lui de prieteni era nevoie de foarte de multe ani. Examene. Exact. E, Kobe, pentru că semăna foarte mult cu el tânăr, pentru că l-a imitat, i-a imitat mișcările. Jordan l-a apreciat și ușor, ușor s-a dezvoltat o relație între ei ca între fratele mai mare și fratele mai mic. O chestie absolut firească, pentru că Jordan a trăit în umbra fratelui mai mare și duelându-se cu fratele mai mare al lui, Larry. Da, da. Da? Și chestia asta lui a creat o competitivitate senzațională. Și a spus, el a spus la un moment dat, în mintea mea era în felul următor: dacă pot să-l bat pe fratii meu, atunci pot să bat pe oricine. Oricine. Fratisul, care era mai mare decât el ca vârstă și mai mare decât el ca înălțime la momentul respectiv. E, cam asta a fost cu Kobe. Și Kobe a început să-i dea telefoane, să-l întrebe despre mișcări, să-l întrebe despre ce se întâmplă în NBA, să-i vândă, să-i dea ponturi și așa mai departe. Și au dezvoltat o relație... Omul nerefuzându-l. Nu, era greu să-l sun pe Jordan, să-l întrebi. Bineînțeles. Auzi, bineînțeles. Da, dar Jordan a fost deschis față de el, pentru că l-a îndrăgit foarte tare și au devenit practica frații. El așa s-a și exprimat la înmormântarea lui Kobe. Fratele meu, a spus, my brother, era my brother. Zine de contractul cu Nike. Faimosul contract. Da, ăsta a fost și aici am lucrat foarte mult, pentru că erau foarte multe informații care nu se pupau între ele. Legendele porniseră la drum, cum ziceai tu, și în an de zile... Ideea de a avea o gheată dedicată i-a aparținut lui David Falk, care este agentul lui, care a fost agentul lui și care rămâne în continuare prietenul lui, unul dintre prietenii cei mai buni. E, acest David Falk, care era un avocat și care avea o firmă, făcea parte dintr-o firmă care se chema ProServe, care începuse să reprezinte basketbaliști pentru că reprezentase jucători de tenis. Discutând cu Jordan, Mike a spus, aș vrea niște... aș vrea altceva. Un contract de... Nu existau ghete dedicate. Dar asta la începuturi, la începuturi. Vorbim de anul 1984. 84. În 84, când el s-a decis să intre în NBA, pentru că până atunci nu avea voie să discute cu impresari, dar pentru că trebuia să intre în NBA, automat îți trebuia agent ca să te reprezinte la contract și așa mai departe. Nu mergea să-i apară de mână cu taică-su. Trebuia un băiat cu diplomă, un băiat care să se priceapă la așa ceva. Hey. Și discutând el cu Peter, cu David. Au ajuns la chestia asta. Bă, hai să găsim o firmă care să-mi facă o pereche de ghete personalizate. Și ăsta a început să bată la uși. S-a dus acolo. Lui Mike a plăcut de când era mic Adidas. Și evident, prima oară băiatul s-a dus la Adidas. Erau într-o perioadă complicată așa și au spus, doamne, nu putem să... Adică el vroia ghete, o sumă de bani, un contract mare, pentru că ăsta a intuit... Nefiind încă în NBA, acest avocat al lui a intuit fabulos ce urmează să fie Mike. Și a construit această carieră uluitoare, tocmai de-aia conduc America și lumea, nu avocați. Okay. Și s-a mai dus la încă o firmă, care era reprezentată de O.J. Simpson, după care s-a dus și la Puma și de fiecare dată a obținut răspunsuri negative. Și atunci Mike a zis, auzi, mă, ia mai lasă-mă, nu mai vreau, lasă-mă în pace cu ghetele și cu astea, că nu mă mai interesează, nu mă mai chinui, că m-am săturat să primesc ciocane de-astea. Da. Nu, e prea scump, nu, nu așa. S-au dus și la Converse și Converse a zis, băi, avem pe Magic și pe Bird. Da. Ce să facem cu tine, copilul ăsta? Copilașule, n-ai treabă. E, și ăsta pregătise, David pregătise oferta de la Nike, în secret, nu știa mai. Și i-a spus, bă, mai avem una. O firmă, uite, din Oregon, nu mă mai bag, nu mă mai duc, ok. Bine, și-a sunat-o pe maică sa. Tot agent. Mama, deci. Și a spus, doamnă, uite așa, așa, avem o ofertă pregătită, trebuie doar să mergeți cu Mike acolo, să vedeți oferta și să discutăm așa.
la cât trebuie să fim și unde trebuie să fim. Păi la aeroport cu tare. Stai liniștit. Ăsta e ca bancul, indiferent cât de șmecher ești, tot o mamă ai. Sigur că da. Și maică s-a spus, stai liniștit, mergem că l-aduc eu. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.